Dodge 400 este o mașină de clasă medie. Este asemănătoare cu fratele său, Chrysler LeBaron, deoarece fac parte din aceeași eră. Modelul 400 a fost introdus în anul 1982 și s-a construit vreme de doar un an, până în 1983, deoarece a evoluat în ceea ce noi astăzi cunoaștem sub denumirea de Dodge 600. Mașina vine cu două motoare, de 2,2 litri aspirat și motorul de 2,6 litri, făcut în colaborare cu cei de la Mitsubishi, exact ca și mașina pe care o testăm noi astăzi. Transmisia, bineînțeles, vine tot în două variante, și anume o manuală cu 4 trepte și o automată cu 3, exact ca modelul pe care o testăm noi astăzi. Suspensia mașinii, la vremea ei, era una mult evoluată, îmbunătățită, deoarece reușea să ascundă perfect imperfecțiunile drumului, denivelările. Pur și simplu cu această mașină simți într-adevăr că plutești pe șosea. Mașina, în momentul apariției, a fost, după cum știm, un convertible. Dar, cu timpul, mașina a fost fabricată și în versiunea cu 4 uși sedan. Dodge 400 este o mașină la care te uiți cu plăcere și mai ales o conduci cu plăcere. Poate și din acest motiv mașinile au devenit destul de colectibile. Mulți pasionați auto, mai ales de mașinile clasice americane, având câte un Dodge 400 în propria colecție. Mașina pentru perioada ei venea cu multe dotări adiționale de lux, și anume materiale de cea mai bună calitate, un material foarte fin la atingere în locul mochetei clasice, trimuri de lemn, piele, iar la nivel tehnologic mașina, chiar dacă este o mașină din anul 1983, venea cu cruise control, servodirecție, casetofon, capotare și decapotare electrică. Nu degeaba se spune și se spunea înainte că să deții un Dodge 400 este ca și cum ai deține șoseaua. Era bine cunoscută reclama celor de la Dodge, care suna în felul următor: owning one is like owning the road. În concluzia de final, putem spune că Dodge 400 ne-a impresionat plăcut, ne-a reamintit de vremurile de altă dată în care americanii construiau mașini și putem spune și putem crede cu tărie că mașina va mai rezista de acum încolo și va fi încă un model de referință și peste mulți ani. Nu uitați până data viitoare să vă abonați la canalul nostru dacă doriți să vedeți mașini și mai bune, și mai rare, și mai tari, pentru că doar împreună putem reuși să le aducem în fața dumneavoastră. Vă mulțumim, la revedere!